orașul sfânt, cel mai sfânt loc pentru creștini, de asemenea cel mai sfânt loc și pentru evrei, pentru musulmani, așa cum am spus, este al treilea loc ca sfințenie, al treilea oraș ca sfințenie după Mecca și Medina. După ce vom merge la biserica românească din Ierusalim, o să mergem la Betlehem, locul unde vom înnopta în hotelul acesta doar o singură noapte, noaptea aceasta. Așa că vă luați bagajele, dar scoateți-vă din ele doar strictul necesar pentru o singură noapte. Mâine dimineață vom pleca din acest hotel și următoarele 3 nopți le vom petrece la 4 nopți, pardon, le vom petrece la hotelul Nativity, fără să mai schimbăm hotelul, dar nu am găsit și această noapte disponibilă în hotelul Nativity. Și atunci a trebuit să facem acest split.